venit, că sunteți alături de noi. Am dorit să facem acum, aproape de finalul sezonului de lucru, vremea încă este darnică cu noi, ne mai permite încă câteva zile, dar am dorit să facem un raport de activitate, să vedem unde suntem față de unde ne-am angajat. Deci o să rog mai întâi pe Azvi să ne facă un raport unde sunt și care au rămas punctele. Da, vă rog. Și bineînțeles ce rămâne, pentru că după cum știți ne-am angajat la Cara de Rurale. Este clar că mai sunt multe lucrări goale. Unele deja s-au apucat de acum, altele o să fie terminate la primăvară, dar o să-i rog pe Azvi să facă. Da. O să vă rugăm să vă și prezentați. Gondo Ștefan de la Azvi. Ce funcție? Project manager pe contractul de reabilitare de N76. Gondoș? Ștefan. Bun, deci noi în momentul de față, pentru închiderea lucrărilor permanente pe anul 2016, mai avem de turnat în jur de 500 de tone de asfalt, care o să se finalizeze astăzi și mâine. Încoace vă rugăm frumos. O să se finalizeze în cursul zilei de astăzi și de mâine, urmând ca în următoarele zile să demarăm lucrările de reparații și de pregătire a părții carosabile pe care nu s-au executat lucrări permanente pentru sezonul de iarnă. Estimativ va dura o săptămână. Va consta în frezări și așternere de mixtură asfaltică nouă. Mixtură asfaltică nouă care trebuie să se finalizeze cam în termen de o săptămână. Asta înseamnă că calea de rulare, ce aveți de făcut pe calea de rulare, va fi gata în zilele următoare? Da. Adică asfaltul? Da. Da? Stratul de uzură? Nu, este un strat de asfalt de mixtură asfaltică. Nu reprezintă ultimul strat de asfalt. Uzură este al treilea strat. Noi, în momentul de față, avem așternut primul și al doilea strat de uzură. Pe unele zone primul, pe alte zone al doilea strat de uzură. Ce înseamnă zilele următoare, concret? Deci, după cum am spus, mâine vom închide lucrările permanente, iar în decurs de circa o săptămână, în funcție de starea vremii, se vor închide lucrările de asfaltare. Asta pe ce sunt exact? Kilometru 103, 660, 133, 660. În limba noastră, vă rugăm. Hai să spunem așa, Ștei, vârful dealului Bitiilor. Sudrigiu. Inclusiv, da, Sudrigiu. Inclusiv Sudrigiu, inclusiv tot ce am zis. Acum, ultimele lucrări care s-au executat în anul ăsta, începând cu luna octombrie, s-au desfășurat în Ștei, zonă care a suferit o reproiectare datorită situației reale din teren. A rămas în Ștei pentru anul viitor o zonă de circa 200 de metri, o zonă întunzită de utilități care era prea riscant să o demarăm anul ăsta și va rămâne pentru primăvara următoare, nu este o zonă lungă. În rest, rigolele carosabile și partea carosabilă sunt terminate, mai este o zonă de rigolă de finalizat, tot așa în zilele următoare, fără probleme, se vor finaliza. Tot așa, începând cu luna august, să spunem, au început să se rezolve multe dintre problemele de proiectare. Începând cu Șteiu, intersecții, diverse probleme mai minore, rămânând, oricum, la iarnă vom fi ocupați cu rezolvarea restului problemelor care vor rămâne, speță două poduri și alunecarea de teren. Sunt convins că se vor rezolva în iarnă asta. Acum, fiindcă ne apropiem de sfârșitul sezonului, cred că putem să tragem niște concluzii vis-a-vis de lucrurile pe anul ăsta. S-au executat circa 40.000 de tone de mixtură asfaltică, 38.000 de metri cub de balast, 49.000 de metri cub de piatră, 28.000 de metri cub de pământ stabilizat și 10.000 de metri cub de piatră spartă pe zone cu terenul necorespunzător, pentru că au fost destul de multe zone de genul acesta. Pe ce lungime? S-a lucrat pe toată lungimea celor 30 de kilometri, în diverse puncte. Pe toată lungimea contractului. Am văzut că încă mai sunt cel puțin două semafoare pe drumul acesta. Până când se pot aștepta șoferii să mai aibă semafoarele? Mâine seară vor ieși. Toate? Da. Deci putem spune că de luni seara sau de marți dimineața se circulă fără semafoare? Fără semafor, până la Ștei? Până la Ștei, da. Domnule ministru? Da. Oradea Deva, tot drumul, care e starea? Păi, haideți să terminăm mai întâi cu partea asta. Apropo de caseta aceea de care a spus, am avut acum o lună o ședință de lucru, m-am invitat aici cu domnul primar, cu constructorul și ne-am uitat acolo. Este chiar în fața unei școli și noi când am lucrat aici am găsit în teren foarte multe racordări, fibre optice care nu erau în plan. Am fi putut să facem și aveam acolo două puncte negative. Tăiam conexiile pentru cei care le-au făcut ilegal, plus eram în fața unei școli și atunci am luat hotărârea să nu deschidem șantierul pentru caseta aceasta în iarnă. Aceasta a fost luată decizie de fapt de domnul primar.
Deci acești 200 de metri care sunt puțin mai încolo în fața școlii, o să îi completăm. Ce am constatat eu, pentru că am venit, sunt aici de 3 zile și am tot fost, am bătut traseul. Deci mai sunt 4 puncte care trebuie să le corecteze în dealul BTA, în jos. Deși știm că acolo este o problemă de proiectare care o să trebuiască adresată. Cerința mea principală a fost ca să nu există probleme de trafic peste iarnă, stopuri niciun fel și niciun fel de probleme de siguranță a traficului. Și atunci o să fie anumite lucrări pe care eu o să le închidă temporar, cum este și dealul BTA, și să-l redeschide, să completeze în continuare. Am mai constatat 3 puncte care aș fi vrut, sincer să fiu, ca astăzi să fie rezolvate. Mi se spune că mâine este la podul de la Rien și la podul de la Petrileni. Și al treilea mai sunt aici 100 și ceva de metri în capătul străzii, care nu-mi place cum arată și pe care îi rog foarte mult să-i corecteze până mâine, înțeleg, da? Bun. La cealaltă porțiune o să rog aici să vorbească constructorul. Da, bună ziua. Mă numesc Ros, sunt antreprenorul de la grupul de firme Selina. Suntem sub întreprindere la ConstructMod. Am demarat lucrările undeva prin 1 august, chiar am avut contractul din iunie, pentru că până s-au perfectat actele și înțelegerea. Turnăm cam de 2 luni de zile asfalt într-un rind de 1000 de tone pe zi. Am trecut undeva de 30.000 de tone, cam 50.000 de tone de piatră spartă și balast. Avem peste 16 km de casete executate. Ne-am curcat foarte mult de dealul mare, pentru că imediat luna octombrie ne-a prins cu ploi. Ar vrea să rețineți că din 19 zile, din primele 19 zile, 17 au fost cu ploi. Ori acolo unde pădurea nu lasă să intre prea mult soarele, dacă nu se usucă, nu puteam să riscăm să mergem mai departe. Ne-am propus să turnăm mai mult și am fi putut, dacă nu ne împiedica timpul, să fim un pic mai în față. Am închis drumul cam peste tot, avem acela Chiștior și ne pare foarte rău, 500 de metri, pe care mâine sau poimâine zicem noi că îl închidem în condiții foarte bune de trafic, să punem drumul în siguranță până la primăvară și undeva din datele pe care le avem, septembrie, ar trebui să finalizeze lucrarea dacă nu apar alte probleme. Sunt ziduri de sprijin, lucrări care se pot executa pe timp de iarnă. Pe porțiunea unde n-am putut să lucrăm, pe dealul mare deja s-au trecut la marcaje și s-a trecut pentru execuție pentru timp de iarnă, adică reparații și asigurarea traficului. Nu avem semafoare pe absolut nicio zonă și nici nu cred că vom mai utiliza până la finele acestui an. Ce vreau să adaug este că ce am cerut eu de la acel tronson, niciun rabat de la calitate. Deci am cerut ca să fie respectată normele de calitate, indiferent că a fost vreme urâtă sau nu, până când condițiile nu au permis respectarea normelor, nu s-a făcut. Am cerut de asemenea ca lucrările care nu sunt terminate să fie securizate peste iarnă, în așa fel încât să nu existe niciun fel de pericol pentru participanții la trafic. Și din nou o să-i rog pe dânsii și să profite de vremea care încă acum ne avantajează, cum ne-a dezavantajat în octombrie, și să continue cât se poate în sezonul, în așa fel încât să fie avansate așa cum ne-am angajat. Da. Acum nu o să fiu eu judecătorul, o să rog comunitatea locală să spună dacă sunt satisfăcuți cu ce ne-am angajat și dacă domnul primar, vă rog, dumneavoastră sunteți reprezentanți cetățenii, dumneavoastră sunteți... Da, Șteiu a reprezentat o porțiune destul de dificilă datorită utilităților multiple care erau. Odată cu partea de infrastructură rutieră s-au rezolvat și problemele utilităților, adică alimentarea cu apă, canalizarea menajeră, canalizarea pluvială, racordurile și partea electrică pe rețeaua de 20 de kV în zonele în care a fost cazul și partea de transmisiuni subterane, rețelele de transmisiuni. De aceea și din acest punct de vedere și datorită faptului că în această zonă a Șteiului
cam jumătate din cei 2,3 km a fost o zonă foarte mlăștinoasă, unde au trebuit să se facă extra excavații. Lucrările au mers destul de greu, dar vreau să le mulțumesc constructorilor și domnului ministru pentru înțelegere și pentru faptul că au lucrat de zi lumină, cum se spune câteodată, și noaptea pentru finalizarea lucrărilor. Am făcut în Ștei o porțiune de 2 km și 100 din cei 2 km 300 care sunt pe raza orașului și sunt foarte mulțumit. Mai avem această porțiune pe care nu ne-am asumat-o, pentru că cu siguranță și în acea zonă vom avea extra excavații, dar pe zona respectivă s-au rezolvat utilitățile, așa că eu cred că în 3 săptămâni de zile se pot finaliza lucrările. Vreau să felicit și constructorul pentru felul în care a lucrat. Ne-am asumat și noi un risc deosebit prin faptul că am lucrat pe toată lărgimea, pe tot ecartamentul străzii, dar Dumnezeu ne-a ajutat și am finalizat lucrările. Încă o dată mulțumiri, domnule ministru, mulțumiri societății civile care s-a implicat în urmă cu un an în toată această acțiune și mulțumiri și constructorului. Domnule primar, de utilități cine s-a ocupat? A fost lucrarea primăriei și dacă da... Nu, deci relocarea utilităților și montarea lor a intrat în sarcina constructorilor și sunt în devizul de lucrări, sunt lucrări care se decontează din fondurile europene. Eu cred că valoarea lucrărilor în orașul Ștei, și sunt foarte mulțumit de acest lucru, depășește, zic eu, poate peste 150 de miliarde, absolut toate lucrările. Canalizare pe ambele părți, apă, trotuare, infrastructură rutieră, canalizare pluvială și absolut toate aceste lucrări. Ce rugăminte am avea noi, și chiar am discutat aici cu locuitorii orașului, nu știm dacă vom putea rezolva problema asta, întrucât este un proiect european și am înțeles că modificările la acest nivel nu sunt admise, dar vom vedea. Am dorit un giratoriu aici, în această intersecție, pentru fluidizarea traficului și evitarea accidentelor. Vom discuta cu domnul ministru să vedem în ce condiții, dacă există cadru legal să nu pierdem finanțarea și dacă se poate, suntem asigurați de tot sprijinul. Nu, de asta vreau să vă asigur, deci într-adevăr cunosc bine intersecția asta, mângeratorul se justifică și vom căuta și vom găsi, dacă este voință, se găsește și o cale, o să găsim bani europeni, găsim cumva încât să rezolvăm problema aceasta. Nu, trebuie rezolvată și o să o rezolvăm, asta este angajamentul meu. Aș dori faza noastră și reprezentanții societății civile care au fost foarte prezenți să-și spună și și părerea asta. Bună ziua, Popa Dan mă numesc. Împreună cu mai mulți colegi am inițiat acele evenimente, acele manifestări de protest care au avut loc de-a lungul ultimelor 4 ani pe drumul național 76. Sincer, în luna iunie, în luna iulie acestui an, nu prea mai aveam speranțe că până la finele anului în curs se va și finaliza ceva. Am avut un mare noroc cu ministrii Costescu și domnul ministru Bușe, pentru că de când domnul ministru Costescu a venit la Drăgănești acum în vară, lucrările au fost deblocate. Domnul ministru și-a dat demisia după 10 zile, în locul dânsului a venit domnul ministru Bușe. De atunci și până acum, pe perioada 4 luni și jumătate, pe acest drum putem spune fără nicio rezervă că s-a lucrat mai mult decât s-au lucrat în ultimii 10 ani. Absolut fără nicio laudă și fără nicio... Au fost deblocate plățile, s-au dat drumul lucrărilor, societățile antreprenoare și-au găsit firme care să lucreze în mod serios și ceea ce am apreciat a fost că din punct de vedere a calității de data aceasta nu s-a făcut niciun rabat. Fiind organizatorul și inițiatorul acelei pagini de Facebook Drumul Național 76, am avut acolo multe comentarii în care oamenii își manifestau neîncrederea în calitatea drumului actual. Le-am răspuns la toți fără nicio problemă, în condițiile în care casetele excavate au avut 110-120 de centimetri și s-au umplut cu 4-5 straturi de material, după aceea cu stratul premergător asfaltului, o să mai vină 3 straturi de asfalt. Noi, ca reprezentanți ai societății civile, chiar dacă nu suntem experți în acest domeniu al construcțiilor de drumuri, putem afirma fără nicio rezervă că acest drum va rezista mulți ani de aici înainte.
Am avea totuși o doleanță ca într-adevăr anul viitor să se deblocheze măcar o anumită parte din porțiunea dealului BT Oradea, pentru că am înțeles, așa cum discutam cu domnul director Cecan ultima dată și cu domnul director general Homor, că o să fie urcat pe SEAP 15% din tronson. Am vrea să vedem că se demarează aceste lucrări, că încep și nivelul calitativ al lucrărilor să fie tot ca pe acest drum. Putem spune și, domnul director, putem spune despre calea de rulare că, într-adevăr, chiar dacă la Sudrigiu și la ieșirea din Beiuș acum se circulă doar pe o bandă, până diseară deja, eu vin de la caseta dinspre Beiuș, acum am fost până acolo să vedem despre ce este vorba, a fost adusă înapoi și mașina de asfalt și am înțeles că de seară și până la noapte o să se toarne fără nicio problemă. Semafoarele, mai sunt semafoare la poduri, și podurile, cred că ați trecut pe lângă ele, sunt pregătite pentru asfalt, așteaptă doar, am înțeles că a fost o problemă la stația de asfalt astăzi sau ieri și nu s-a mai fabricat asfalt. Deja i se dă drumul și o să funcționeze din această dupămasă și se lucrează. Oricum, dacă e să aducem mulțumiri de data asta, trebuie să aducem atât constructorilor, cât și fostei companii naționale de drumuri actuale, ACNAIRE, ministrului, domnului ministru Costescu, chiar dacă nu este de față, și mai ales domnului ministru Bușe, căruia îi mulțumim. Am profitat de faptul că dânsul e de aici, din zonă, așa, și un picuț l-am presat și noi, cu mesaje, cu poze, cu... Da. Pe acea pagină am pus în fiecare zi, chiar ne-am dus special să pozăm ca să fie imagini zilnice, ca cei de la Cluj și de la București să vadă stadiul lucrărilor și poate că și noi am contribuit un picuț la grăbirea lucrărilor. Ați contribuit foarte mult și vă mulțumesc. Și domnul Cecan ne spune că o să fie ridicat în SEAP în decembrie, deci o să urmărim să fie asta, dar totuși ce aș vrea să fac foarte clar. Eu am fost aici foarte des, nu pentru că sunt originar din zonă, pentru că era nevoie. Pentru că asta mi-a fost dată ca prioritate de primul ministru DN76 alături de reforma CNR, ca una din prioritățile mele, și mi-am asumat-o ca prioritate. Și de asta am tratat-o așa. Și după cum am fost obișnuit să lucrez în alte părți, la Toyota și pe unde am mai fost, sunt acolo unde sunt probleme. De asta am venit de des, nu din alte motive. Și fiind aici, de fapt, să știți că a fost într-adevăr, vă spun sincer, un lucru în echipă, pentru că toți au contribuit. Societatea civilă, ei ne-au alertat la lucruri pe care nu le vedeam. Clar, domnul Cecan și CNAIRE și-au asumat lucruri pe care nu și le-au asumat înainte. Constructorii au fost alături de noi. Toată lumea a contribuit și a fost, într-adevăr, este un succes de echipă care poate fi un model. Este perfect? Nu, este perfectibil și o să facem și mai bine și data viitoare o să fie și mai bine. Eu aș fi vrut foarte mult ca să nu mai fie acum semafoare, îmi pare rău că de o zi practic ratăm, dar în fine, important este că se face și important este că se face acum, s-a făcut, mulți se îndoiau. Și apropo că mulți mă întreabă, cum o să faceți autostrăzile astea în timp mai rapid? Așa o să le facem, cum am făcut asta în 4 luni în loc de 10 ani, așa o să facem și Pitești-Craiova în 3 ani, așa o să facem și Pitești-Sibiu în 4 ani, așa, pentru că așa se lucrează și s-a dovedit că se poate și la noi, și cu români, și cu străini, când lucrăm toți în același, lucrăm în echipă și cu determinare, ăsta este cuvântul, se pot face lucruri și în România. Și o să le facem și noi. O mică frustrare a mea este faptul că acest tronson, care este foarte dificil, să știți, este mai dificil de lucrat aici sub trafic decât este sub autostradă nouă, unde n-ai alte restricții decât ale tale. Nu capătă atenția și respectul cuvenit pentru toți cei implicați. Toată lumea pomenește de toate chestiile, 2-3 km acolo, aici, în alte părți, sau 10 km e făcut sau nu de autostradă. Ce s-a făcut aici este remarcabil, este foarte greu de făcut. După părerea mea, e mai greu decât de construit un drumul sau autostradă. De a avea niște șanțuri adânci de câțiva metri, pe 200 de metri, cu trafic, cu chiar cu pericole, cu stopurile astea frustrate, nu este și trafic greu. Și cred că drumul ăsta ar merita mai mult respect și mai multă atenție din partea tuturor. Și